cum vă spuneam acum câteva clipe. Jurnalul de război al reginei Maria. Este vorba despre perioada 1916-1917. Sunt texte inedite, care nu au mai apărut până acum în niciun volum. Îl avem în standul editurii Humanitas pe domnul Lucian Boia. A realizat această excepțională ediție. Domnul Șerban Marin, de la Arhivele Naționale. Arhivele Naționale au pus la dispoziția editurii și a domnului profesor Lucian Boia jurnalul Reginei Maria și imaginile cuprinse în această ediție. Traducătoarea Anca Bărbulescu, cea care ne-a tălmăcit în limba română gândurile reginei, și Dancin Mihailescu, un adorator al reginei. Vă mulțumesc! Am să rog acum pe domnul Șerban Marin de la Arhivele Naționale să ne spună câteva cuvinte despre jurnalul Reginei Maria și despre această ediție Humanitas. Vă mulțumesc! La rândul meu, mulțumesc pentru acest discurs introductiv. Sigur, este un handicap din partea mea să iau cuvântul înaintea unor vorbitori atât de înscusiți și atât de cunoscuți. Domnul profesor Lucian Boia, sigur, îl amintesc de pe vremea când eram un viet student al Facultății de Istorie. Despre domnul Dance Mihailescu nu mai e nevoie să fac niciun comentariu, îl cunoaștem cu toții, de asemenea. Voi încerca să închei câteva gânduri, pe cât se poate de subcinte, ca din partea instituției Arhivelor Naționale, instituție care adăpostește printre multe alte documente, scrieri, memorii și așa mai departe, și acest jurnal pe care, iată, de care, iată, ne putem bucura în momentul de față, într-un prim episod al său. După cum s-a spus anterior, este vorba de perioada 1916-1917, însă, după cum cei care frecventați sălile de studiu ale Arhivelor Naționale cunoașteți, jurnalul Reginei Maria se întinde până cu puțină vreme înainte de trecerea maestății sale, Regina Maria, în Nicuință, în 1938. Avem de-a face cu o ediție care cuprinde așadar perioada vâltorii începuturilor primului război mondial, 1916, mergând până în 1917. Sigur că mizăm pe o continuare la fel de fericită a acestui jurnal. În ceea ce privește, sigur, Arhivele Naționale, care, cum spuneam, adăpostesc caietele Reginei Maria, este vorba de un număr de 102 astfel de caiete, de dimensiuni diferite, unele au circa 70-80 de pagini, altele depășesc bine 200 de pagini. Avem de a face astfel cu niște însemnări cu totul deosebite, prin întinderea lor, dar și prin calitatea detaliilor oferite. Practic, Regina Maria a trăit integral acest război, cu sufletul în primul rând, ci și cu fapta. Faptul că editura Humanitas s-a încumetat să pornească acest demers este cât se poate de lăudat. Și este o dovadă, în plus, că pentru păstrarea documentelor păstorite de către Arhivele Naționale sunt două modalități. O modalitate este digitalizarea acestor documente, proces care se află undeva într-un stadiu incipient, ne aflăm în cadrul unui program de digitalizare a acestora aflat la început, și a doua modalitate de a prezerva cât mai bine aceste documente este publicarea lor. Dar prin ceea ce a făcut acum editura Humanitas, nu putem decât să ne bucurăm. Este un pas enorm făcut înainte pentru buna păstrare a documentelor adăpostite, păstrate în Arhivele Naționale. Nu vreau să insist mai mult asupra acestei binevenite ediții, ci cred că redactorul acestei, editorul acestei, editorul acestei minunate lucrări, domnul profesor Lucian Boia, alături de impecabila traducere a doamnei Anca Bărbulescu,
pot spune mult mai multe cuvinte și într-un mod mult mai plăcut, ieșind din rigiditatea domeniului arhivelor. Vă mulțumim!